Pune un Mumitroll, pune un DDT, pune o Casablanca, o Jessica J. Mi-am urmat visul, pasiunea, pentru ca astăzi să scot cele mai frumoase roade din asta. Mergeți și învățați gestionarea afacerilor. Salutare la toți! Astăzi vorbim cu Nata Albot, o antreprenoare de succes din Republica Moldova, fondatoarea proiectului Calumea, organizatoarea festivalelor Iemania, Hodina, Mai Dulce și alte festivaluri. Vorbim despre parcursul ei profesional, despre primul ei salariu, despre primul ei job și despre ce sfaturi ar oferi ea tinerilor care sunt acum la început de cale. Primul meu job a fost cel mai mare vis al meu, să lucrez la radio. Eu am fost DJ la radio sau, astăzi, corect ar fi, animatoare. Mult timp ai făcut asta? Am lucrat în calitate de animatoare la radio din 1997 până în 2008. Wow, ai avut o experiență destul de mare în acest domeniu. Te simțeai cumva fericită la locul ăsta de muncă? Eram cel mai fericit om de pe pământ pentru că făceam ceea ce îmi plăcea, vedeam cât de mult mă ajută să cresc și mai eram și remunerat pentru asta. Dacă tot vorbeam de remunerare, spune-mi, te rog, care a fost primul tău salariu oficial? Dacă eu nu mă înșel, în anul 1997, primul meu salariu a fost 450 de lei și din el mi-am luat un ceas, pe care îl păstrez și astăzi. Pentru anii aceia, 450 de lei se considera un salariu bun? Nu, nu era un salariu bun, era un salariu de începător, ori eu nu munceam de dimineață până în seară, full-time, eu aveam o emisiune pe săptămână. Și dacă să aducem acel salariu la realitățile de astăzi, cam să înțelegem cât de mic era el în comparație cu ceea ce avem acum, ca procent, nu știu, salariul mediu pe Republică acum e 11.700. Atunci? Eu cred că astăzi, pentru o emisiune de autor pe săptămână, un om ar trebui să primească nu mai puțin din 150 de euro pe emisiune. Ce venituri mai aveai suplimentare sau din ce trăiai, dacă nu din salariu? În timp ce lucram la radio, mi-am găsit un job la barul Ginta Latină, nemai existent astăzi, în calitate de DJ de noapte. Deci eu eram fata la care veneau oamenii din sală un pic aghezmuiți, spuneau, pune un Mumitroll, pune un DDT, pune o Casablanca, o Jessica J. Și pentru fiecare comandă muzicală eu eram remunerată. Astfel încât după o seară de lucru ca DJ de noapte, eu îmi făceam vreo 8 salarii pe care le câștigam la radio. Și cam asta era sursa ta de venit pe parcursul acelor ani. Ca și DJ de noapte eu am lucrat probabil un an, ceva de genul ăsta, după care am pășit în televiziune, reporterie, prezentare și datorită acestui fapt veniturile au început să crească. Dacă să vorbim despre primul job, ești satisfăcută acum de ceea ce ai făcut cândva atunci, că ai ales acel job sau dacă te-ai întoarce înapoi, ai schimbat ceva? Eu sunt foarte mulțumită de puterea pe care am avut-o de convingere asupra părinților mei, pentru că ei își doreau foarte mult o juristă în casă și îmi spuneau că voi muri de foame dacă voi merge la jurnalism. Ori eu am mers pe drumul meu, mi-am urmat visul, pasiunea, pentru ca astăzi să scot cele mai frumoase roade din asta. Din câte știu, ai făcut și facultatea de drept până la urmă. Ți-a fost una de folos? Ai cumva simți roadele acestei facultăți? Cu siguranță astăzi, dacă aș avea ocazia să mă întorc în timp, nu aș mai face o facultate de drept, pentru că anii facultății sunt foarte prețioși, anii de studenție sunt foarte prețioși și trebuiesc folosiți cu rost, de acumulat cunoștințe într-un domeniu în care vrei să devii expertă, ori expert. Ce mi-a prins mie bine facultatea de drept, oratorie, cultură generală, un pic de relații și din păcate cam atât. Mi-ar fi plăcut pe vremea aceea să fac o facultate de marketing, de economie, gestionare de afaceri, pentru că, în general, tuturor recomand. Dacă nu știți unde să mergeți, mergeți și învățați gestionarea afacerilor. Dacă tot vorbim de studii, ce părere ai tu, în general, dacă acum, în anul 2024, studiile superioare mai au aceeași valoare care o aveau cândva sau deja acum poți să lucrezi și fără studii superioare și ele sunt mai puțin necesare decât erau atunci? Studiile superioare sunt un nivel de standard care vorbesc despre o calificare academică a omului. Astăzi această calificare poți să o primești într-un termen mult mai scurt, la o calitate mult mai bună, cu informații moderne, în diferite modalități, cursuri online, seminare, webinare, depinde de ce specializare își dorește omul. Cu siguranță pot spune că astăzi poți scurta calea spre realizarea ta profesională, nu e nevoie să faci 5 ani, 3 ani de facultate, deși, dacă sunt studii de calitate, mereu, mereu voi recomanda să fie urmate, pentru că oferă o bază extraordinară și nu doar de cunoștințe,
relații, networking. Dacă nu greșesc, în Canada ai absolvit și tu o facultate de marketing. Studiile de acolo sunt diferite față de studiile pe care le avem noi în Republica Moldova și dacă da, de ce? Am avut marele noroc să-mi îndeplinesc acest vis, să fac universitate în străinătate și pot spune că este cea mai bună investiție pe care am putut să o fac în ultimii 10 ani și e o investiție inclusiv financiară, pe care, iată, recent am plătit datoria pentru studii, $12,000. Aceste studii m-au făcut să văd diferența de calitate. Începe totul de la profesor, care trebuie să fie la curent cu toate inovațiile în domeniu. Începe de la rigorile care sunt înaintate studenților. Noi, din prima zi, ni s-a spus ce înseamnă plagiatul, ce înseamnă lipsa de la lecții. Din prima zi, ni s-a dat un parcurs pe care noi trebuie să-l urmăm ca să absolvim. Deci, totul este foarte clar explicat și, bineînțeles, calitatea informației și felul în care este transmisă, plus încurajatul la maxim a muncii în echipă. Dacă ne întoarcem la primul tău job, am vorbit despre el, dacă poți să-mi spui parcursul tău mai departe și dacă cât de tare ai evaluat salariul de la 450 de lei până la următorul job? Pentru mine, următorul salt financiar a fost când am rămas însărcinată și am înțeles că am nevoie de venituri mai mari și am mers la șeful meu și i-am spus, eram deja la Pro FM, eram în calitate de animatoare la ora aceea și am mers și i-am spus șefului meu că am nevoie să câștig mai mulți bani și mi-a dat să fac reporterie. Intrând în reporterie, au crescut un pic veniturile, după care am intrat în prezentare de evenimente, am mai crescut un pic veniturile, după care am devenit directoare de programe, după care am devenit directoarea postului de radio. Deci am avut o evoluție timp de aproape 10 ani în care am reușit nu doar să cresc în carieră și să acumulez cunoștințe, dar și să-mi cresc veniturile. Bine, ce a urmat deja a fost că am prins foarte mult la curaj să dezvolt proiecte independente ale mele, unde, bineînțeles, că veniturile ți le dictezi tu, nu patronul tău. Să înțeleg că după ce ai lucrat la Pro FM sau la Pro TV, la Media Pro, ai decis să devii antreprenor și ai fondat Calumea. Sau nu chiar atunci ai fondat Calumea? După ce am plecat de la Media Pro, am mers în producție independentă, am făcut un proiect independent, Aventura Americană, am mers în Statele Unite și am filmat studenții noștri cu Work and Travel-ul. După care am fost invitată la Jurnal TV în calitate de prezentatoare. În momentul acela, pentru mine, nu era o prioritate să fiu pe ecran și le-am propus să fiu producătoarea unei emisiuni. Jurnal TV-ul a fost o altă platformă de creștere, pentru că am avut foarte multă încredere din partea managementului și mi s-a permis să creez, astfel încât am devenit producătoare generală a postului de televiziune, ceea ce a însemnat o experiență extraordinară de management a resurselor umane. Aveam foarte mulți oameni în gestiune, foarte multe emisiuni și, evident, au crescut și veniturile substanțial. Jurnal TV-ul a fost, practic, ultimul meu job în calitate de angajată. Din momentul acela am intrat pe făgașul antreprenoriatului. Nu regreți că ți-ai schimbat microfonul și deja ești antreprenor? Păi eu în continuare am microfon, doar că eu decid când să-l am, de câte ori pe săptămână, cu cine, la internetul grăiește. Antreprenoriatul, vreau din start să deromantizez antreprenoriatul. Pentru că se vorbește foarte mult. Femeie în antreprenoriat, lansează o afacere. Antreprenoriatul e o chestie dificilă. Și pentru ca să faci antreprenoriat, ai nevoie de cunoștințe, ai nevoie de curaj, ai nevoie de foarte multă disciplină, trebuie să fii un om harnic, punctual, să știi să relaționezi cu oamenii, să comunici, deci înseamnă atât de multe competențe, încât dacă te uiți numai după mesajele încurajatoare, ai toate riscurile să te dezamăgești. Din ceea ce faci la moment, veniturile tale îți sunt suficiente? Adică simți că e ok sau simți că întotdeauna este loc de mai bine și cresc cu veniturile care urmează să fie, cumva te-ar ajuta mai mult în ceea ce o să faci? Eu sunt mândră de mine că sunt independentă, sunt liberă și câștig pâinea singură, nu depind de nimeni, dar momentul în care va apărea satisfacția, va interveni lenea, ori eu nu sunt dispusă să fiu mulțumită deocamdată, sunt ok, îmi pot permite lucrurile pe care mi le doresc, dar eu investesc zilnic în creșterea mea și a veniturilor mele, de aceea eu personal sunt antreprenoarea care pune ouăle în mai multe coșuri și își creează mai multe surse de venit.
cartea mea de bucate este o sursă de venit pentru mine, lunară, din vânzările din librării. Internetul grăiește atunci când există programe, granturi și sponsori, înseamnă un salariu pentru mine. Agenția de marketing Arde este pentru mine posibilitatea de a oferi servicii de comunicare, PR, design grafic, web design și așa mai departe. Și consultanța privată, pentru că cei mai mulți bani se fac din consultanță privată și eu încurajez oamenii care au expertiză să creadă în puterea lor de a împărți cunoștințele lor cu alți oameni și să-i taxeze pentru acest serviciu. Plus, recent am mai lansat și un curs de antreprenoriat, care este o altă sursă de venit pentru mine. Deci, pentru mine asta este securitatea. De-i război, de-i COVID, de-i orice poate interveni, să fie securizate sursele financiare. Dacă să recapitulăm toată cariera ta, poți să spui că ești o persoană împlinită și fericită datorită celor ce ai avut din start și până acum, și dacă te consideri acum o persoană deja fericită? Mă simt un om foarte norocos. Fericirea e o chestie foarte scurtă. Iată, acum ai simțit-o, în următorul moment a plecat. Eu mă simt un om foarte norocos pentru că sunt capabilă să valorific darurile, resursele, cunoștințele cu care operez. Lucruri care poate țin un pic de noroc, dar țin și de foarte multă muncă. Eu se întâmplă să dorm puțin, să muncesc foarte, foarte, foarte mult și cred că omul care face asta simte și roade. Când îți vezi roadele muncii tale, te simți norocos și fericit. Spuneai că ai mai multe activități în care ești implicată. Nu ai suferit vreodată de burnout? Am avut burnout, am avut perioade în care diminețile, când trebuie să ai cea mai mare poftă de viață și de muncă, începeau cu frica de a deschide mail-ul. De altfel, eu sunt omul căruia este frică să deschid în fiecare zi mail-ul. Eu am anxietate de la tot ce trebuie să procesez și eu depun un foarte mare efort și mă menajez pe interior ca să fac acest lucru. De aceea, dacă nu mă găsiți pe mail, telefonul, Instagramul, precis va fi locul în care mă găsiți. Burnout-ul este despre lipsă de poftă de viață și de muncă, despre lipsă de creativitate, anxietate și probleme care duc și spre depresie. De aceea, echilibru. Asta nu înseamnă să munciți mai puțin, asta înseamnă să munciți rațional. Observ cât de mult oamenii dau resursa lor pe lucruri care nu sunt prioritare și nu înțeleg că monetizarea muncii tale este esențială. Când tu poți să o monetizezi, asta te va încărca pentru alte eforturi. Dar dacă tu îți dai energia, timpul, tot ce știi tu să faci spre lucruri care nu le poți monetiza, o să intervină burnout-ul. Ce recomandări avea tinerilor care acum sunt la început de carieră, care vreau să-și aleagă o specialitate, încotro să meargă, și ce recomandări avea pentru viitoarea lor carieră? Reieșind din aceea că ești o persoană cu experiență, ai avut multe joburi interesante și ai avea ce să spui. Dacă aveți o dilemă cu ce să vă ocupați, eu vă recomand să investiți în capacitățile voastre de comunicare. Un om în orice domeniu ar ajunge. Dacă este un bun comunicator, va avea mult mai multe șanse de succes. Dacă ați investit deja în comunicare, sunteți un orator bun, cunoașteți bine limbile străine, e minunat. Dacă vă lipsește limba engleză, obligatoriu trebuie să fie următoarea investiție din viața voastră. După comunicare și în special cunoașterea limbilor străine, următoarea recomandare este business management, pentru că la un moment dat fiecare din voi își va dori să fie pe cont propriu și atunci veți avea nevoie de aceste cunoștințe. Cu cât mai devreme le veți avea, cu atât mai repede veți prinde la curajul să fiți pe cont propriu. Și al treilea domeniu pe care sigur îl recomand este marketingul, pentru că atâta timp cât oamenii vor consuma bunuri și servicii, va fi nevoie de oameni și specialiști în domeniul marketingului.